școala de șoferi. Astăzi vorbim despre jumătăți de sens, nu? Putem să discutăm un picuț, m-am tot gândit cum să abordăm, cum să denumim, cum să abordăm altfel sensurile giratorii, ca să înțelegem totuși necesitatea unor semnalizări, a unor lucruri pe care le facem în sensul giratoriu. Și poate către sfârșit să le prezentăm telespectatorilor și o capcană pe care eu am găsit-o relativ mai nou prin chestionarele de la categoria B. Da. Am și pus acolo pe planșă, o să o discutăm mai către sfârșit. Din punctul de vedere al sensului giratorii, vorba colegului domnul Dragoș, cred că nu o să se termine discuțiile. Nu putem să termine. Niciodată, pentru că din punctul de vedere al legislației, așa cum am mai tot spus noi și am tot amintit, chestiile sunt foarte subțiri, adică ne fiind acolo scris negru pe alb, probabil că, sau dacă niciodată nu se va scrie negru pe alb exact toate regulile, probabil că toată lumea va interpreta și fiecare va înțelege într-un anumit fel. Acum, din reacțiile pe care le-am văzut și eu și pe internet și mie mi-au scris oamenii, se pare că au cam înțeles din explicațiile pe care le-am dat noi aici. Cam cum ar fi. Cam cum ar trebui. Cei care au vrut să înțeleagă sau care au încercat măcar să înțeleagă logica explicațiilor. Și în momentul respectiv eu zic că totuși e un câștig. Adică în momentul în care eu am primit și chiar am primit telefon, deci vreau să mă credeți, m-a sunat cineva din... chiar un pic mai de departe, așa, de prin... Nu mi-a spus de unde. A zis că între noi, între Deva și localitatea dânsului, sunt vreo 6 de kilometri. Deci e destul de departe. Undeva mai departe și chiar a spus, domnule, ce vă urmăresc pe internet, pe YouTube, m-am uitat, zice, într-adevăr, explicațiile sunt logice și au și finalizare. Adică se vede totuși sau se înțelege mult mai bine problema. Mă gândeam să abordăm acum, probabil o să trească să punem planșa. Apropo de planșă, văd că ați făcut un desen foarte interesant și aș vrea să comentez la acest desen. O să vorbim, chiar te rog să-l pui pe ăsta înainte să tracem. Da, putem să punem ăsta înainte. Da, știți de ce? Asta este un, nu discutăm foarte mult. Pune-l acolo, Cipri, cumva, să stăm hai aici liniștiți, că domnul Clavnic o să explice. Da, să intre în cadru dacă se poate. Da, vorbim despre semnul care ne spune că staționarea este interzisă. Te rog sau la camera cealaltă. Să vedem la care cameră. Uite, îl facem ca să sigur că, dar dacă așa se poate face un zoom așa și îl prezentăm, da, pentru că majoritatea telespectatorilor știu despre ce este vorba. Probabil capcana o să vină în momentul în care apare acel panou adițional la primul dintre indicatoare, deci la primul care înseamnă zonă de staționare cu durată limitată, exact așa îi spune în legislația rutieră, iar durata se vede acolo jos în acel panou adițional. Adică ce vrea să spună acel panou adițional? Că aia este durata în care staționarea este permisă. Deci aia înseamnă zonă de staționare cu durată limitată. Și care e durata aia limitată? Între 7 și 9. Ce a trecut acolo sub panou. În a doua situație, pentru că aici apare capcana și telespectatorii sau cei care doresc să se pregătească pentru examenul teoretic pentru permisul de conducere, fac confuzie mergând la cel de-al doilea, care înseamnă pur și simplu staționare interzisă. Între. Exact. Iar între dacă orele sub el apare acel panou adițional, înseamnă că acea durată este durata în care staționarea este interzisă. Adică exact pe dos față de primul. Singura diferență este încadrarea semnului. Sigur că da, adică din punctul de... Exact, primul apare pe un panou de culoare albă. Asta este diferența, dar vedeți, ca și semnificație, este exact pe dos. Deci, telespectatorii sau, mă rog, cei care nu sunt foarte atenți în a aborda acest subiect, riscă să spună la ambele indicatoare, da? Deci atunci când apare panou adițional sub ele, deci riscă să spună că... Bun, și la primul apare pe un panou dreptunghiular? Da, este da, un panou dreptunghiular de culoare albă. Al doilea pur și simplu... Al doilea e semnul sine. Exact, exact. Deci dacă la al doilea nu apare niciun fel de durată acolo sub el, înseamnă că în locul respectiv sau pe direcția respectivă staționarea este interzisă non-stop. Da. Dar dacă apare acel panou adițional, aș ruga sau aș încerca să aduc în atenția celor care se pregătesc pentru examen, să înțeleagă că acea durată este de fapt durata în care staționarea este interzisă. Adică de la 91 minut până a doua zi la 6.59, în locul respectiv este voie să se staționeze. Da. Acum vreau să vă întreb tot referitor la asta, domnul Clamy, ce se întâmplă pe o stradă normală
în care nu există niciun semn. Cât avem voie să staționăm și dacă avem voie să staționăm. În condițiile pentru în care... Pentru fiecare azi să parchează unde vrea. Este foarte, foarte important, poate că eu zic e foarte bine să aducem în discuție. Ne ducem pe un drum, o stradă, dintr-o localitate orice și nu stradă. Avem niciun indicator. Da. Exact. În momentul în care acolo nu apare niciun indicator și dacă dorim să oprim sau să staționăm, deci pe partea dreaptă, așa cum spun regulile de circulație, cât mai aproape de bordură, iar axul drumului este linie discontinuă, deci permite depășirea, în momentul respectiv se poate staționa acolo nelimitat. Nefiind niciun semn. Nefiind niciun indicator care să interzică acest lucru, așa și spune și legea. În condițiile în care nu există indicatoare care să interzică această manevră. Oprire sau staționare, depinde ce... să fie obligatoriu linie discontinuă. Linie discontinuă pentru a putea să permită celorlalți participați la trafic să facă manevra de depășire. Și dacă este oarecum mai lat și chiar dacă este linie discontinuă, mai încape să treacă o mașină. Aici este, vedeți, aici e discutabil, pentru că iară spune cartea într-adevăr, dacă cel care, trece pe lângă vehiculul respectiv nu iasă de pe bandă, atunci, într-adevăr, iară se poate, chiar și în condiții în care este linie continuă, se poate. Dar ne întrebăm și dacă vine pe acolo un camion, un tir. Adică sau nu încape. Trebuie să ne luăm niște măsuri astfel încât orice participant la trafic care este în locul respectiv să nu fie obligat să treacă peste linia continuă. Pe de altă parte, dacă sunt două benzi de circulație, ceea ce vedem la două benzi de circulație, ați văzut și la noi și în alte părți, în majoritatea situațiilor banda întâi este folosită pentru opriri și pentru staționări, însă iarăși din ce am văzut și la dumneavoastră și la noi și în alte localități, foarte mulți ignoră indicatoarele care acolo anulează sau măcar restricționează staționarea, de exemplu. Sunt și la noi situații în care este indicator de staționare interzisă, ceea ce nu interzice oprirea, este iarăși foarte important. Oprirea e una, staționare. Exact, oprirea e până în 5 minute, staționare peste 5 minute. V-am mai spus și pe la sală, vin oameni și cine cronometrează? Sunt modalități de a cronometra, vin oameni. Vine poliția, dă o tură și mai vine peste exact, 5 minute. Și face poze, face poze, sigur că da, și poate să facă poză cu acele aparate lor digitale, acum toate au acel cronometru, deci fără acel ceas. Și majoritatea ignoră indicatoarele de staționare interzisă sau uneori chiar de oprire interzisă, dacă și pe aici sunt niște exemple prin DEMA. Așa cum a spus dumneavoastră, dacă nu există indicator, atunci da, se poate face oprire sau staționare pe banda întâi, pentru că rămâne o bandă de circulație pe sens fără niciun fel de probleme, dar este bine să vedem să nu există indicator oprire, staționare interzisă. Bun. Asta e foarte important. Deci asta am lămurit-o. Dacă n-aveți niciun semn și poate să treacă mașina pe lumea noastră și nu este linie. O lăsați acolo. O lăsați acolo. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. Vedeți ce se dacă strada respectivă nu e marcată? Da, iarăși o întrebare foarte bună. Oprim pe dreapta, dar marcajul de ax al drumului nu există. Adică noi nu știm linie continuă, discontinuă. O lăsăm acolo până vine cu marcajul. De obicei, acolo unde nu există posibilitatea sau nu e voie să se depășească, ar trebui să fie chiar și indicatorul montat. Depășirea interzisă, oprire interzisă, staționare interzisă. Deci probabil că dacă pe o stradă nu se montează indicatoare, deci de care să restricționeze o anumită manevră, atunci în locul sau pe strada respectivă se poate face oprirea pe... Noi avem în DEVA o parcare, cred că e unică în lume, în care intri și parchezi cu fața încoace. O știe cu toată lumea? Cu spate. Nu, da, tu nu intri în parcare normal. Tu te duci până lângă gară și te întorci. Da. Și dacă cumva te duci invers cum ar fi normal, îți ia poliția carnetul. Nu știu cine a conceput așa, un mare arhitect, un artist. Da, trecem de la oprire la... Asta, trecem la sensul giratoriu sau la jumătățile de sens. La jumătăți de sens. M-am gândit, totuși, cum să încerc să vin și cu o chestie logică. Acum o să vin și eu puțin la planșă ca să de aici, din partea asta, că am mai făcut un desen sigur că da. Și am, dincolo, deci peste, aici am ce scuze, e în continuare a ceea ce am prezentat. Am încercat să vin iarăși cu o chestie lucru pe cei care, dacă se poate face tot așa o zoom pe această intersecție sau această parte de intersecție. Nu se aude. Încerc să fiu... Așa, uitați și se și vede foarte, foarte bine. Da. Dacă încercăm să analizăm ceea ce am încercat, o să pun aici pe tablă, este o parte dintr-o intersecție cu sens generator, dar nu neapărat. Adică să ne gândim acum că este pur și simplu o intersecție. Așa arată, da. Și atunci, un cetățean care vine de pe drum frumos, intră aici în această intersecție,
are două posibilități, uitați-vă, să vireze la stânga sau să meargă la dreapta. În ambele situații, și astfel de intersecții. Sigur că da, sigur că da, deci nu neapărat într-un sens. Este renumită intersecție Y. Exact, poate fi considerată acea intersecție în Y. Și atunci se pune problema pentru cel care își continuă drumul, deși nu este direcția înainte. Uitați-vă, el face spre stânga. Nu semnalizează. Deci atunci să ne punem problema, semnalizează sau nu? Eu zic că da, pentru că trebuie să le spună celorlalți că el virează la stânga. Deci este exact ceea ce discutăm. Nu există semne niciunde. Nu există, nu există. Omul e pe o intersecție, dacă vreți, nedirijată, ca să nu complicăm foarte mult situația. Vorbim doar de semnalizări, de partea de semnalizare. Deci părerea mea că într-o astfel de situație, dacă face dreapta, semnalizează dreapta, iar dacă își continuă drumul pe acea direcție, el trebuie să semnalizeze stânga, pentru că așa îl duce intersecția, spre stânga. Este exact porțiune din sensul giratoriu, deci porțiunea pe care noi o tot discutăm și o tot analizăm, dacă se semnalizează sau nu se semnalizează. Acum, într-adevăr, aici are discuții. Dacă face stânga, ar trebui să se ducă pe banda 2, ceea ce iarăși povesteam în sensul giratoriu. Corect, deci putem să facem aceste analogii. Bine, asta dacă sunt două benzi pe sens. Corect, puteam să pun numai una. Puteam să pun numai una. E una aceeași poveste. Sigur că da. Dar de asta am încercat să vin în ajutorul celor care vor să înțeleagă de ce totuși trebuie semnalizat sensul giratoriu. Deci putem să-l considerăm ca fiind o porțiune dintr-un sens, cu o singură, una dintre intersecțiile posibile într-un sens giratoriu. Sau am încercat nu să... Și ca priorități, cine are priorități? Depinde de intersecție. Deci în situația asta, prioritate de dreapta absolut, pentru că este o intersecție nedirijată. Deci tu care faci stânga pe curbă... Da, dacă un alt domn vine de aici din intersecție, indiferent unde dorește să meargă, sigur că da, are prioritate de dreapta. Deci se aplică regula priorității de dreapta, chiar dacă intersecția, așa cum am spus în primul rând, de... În momentul în care există drum cu prioritate, deci eu am o intersecție exact de genul ăsta în cartier, dar drumul merge așa, da, merge mai departe, da, corect, pentru da, așa. Da, da. Și mai vine o stradă, uite pe aici. Da? Deci aici nu este. Am înțeles, nu e capăt de drum acolo. Da. Iarăși, dacă nu este dirijată... Exact, drumul vine aici, oamenii nu vin, dar deci dacă sunt drumuri de aceeași care singura situație în care, să zicem, de pe drumul respectiv, deci dacă este un drum vicinal, deci dacă este considerat un drum vicinal sau local, nu știu cum... În cartier. Atunci, dacă sunt categorii identice de drumuri, în această intersecție trebuie aplicată regula priorității de dreapta. Nu, sunt categorii identice de drumuri. Atunci, regula priorității de dreapta, sigur că da. Deci, cel care n-ai vine... N-ai tu de aici. Am înțeles, nu este cu drum cu prioritate, dacă nu este niciun fel de indicator. Deci tu trebuie să le dai regula priorității de dreapta. Aici nu. Regula priorității de dreapta. Să știți că și la... Ba da. Și aici, da. Și aici trebuie să le dai. Aceeași regulă este aceeași. Și la prima și la a doua. Noi avem și noi foarte multe astfel de intersecții unde drumurile sunt intersectate în T. Și de obicei cei care vin de pe linia T-ului, deci nu de pe pălărie, de pe linie, nu aplică regula priorității. Adică nu e, e ca să o aplice, exact, dar celălalt pare că ar fi un drum. Și la noi se întâmplă astfel de situații. Și a doua chestiune pe care am vrut iară să o aduc în discuție, tot la sensul de giratorii și telespectatorii care au circulat cu vehicule, cred că realizează despre ce este vorba. Uitați, o astfel de intersecție cu sens giratoriu, unde, dacă vine și putem să o și numim, că nu e niciun fel de problemă, intrarea în Hunedoara dinspre Deva. Corect. Zilele trecute mi-am dat seama. Deci vine cel dinspre Deva. Exact asta este. Asta este drumul spre Deva. Deci cel care își continuă drumul pe direcția înainte, da? Da. Intră practic în sensul giratoriu, dar intră pe direcția înainte. Și atunci, aici, cel care vrea să vireze la stânga, să intre în oraș, poate cineva să zică că nu semnalizează. Deci este o intrare clară într-o intersecție cu sens giratoriu, cu schimbare de direcție, adică și la celelalte unde drumul este un picuț mai eu știu, mai spre stânga, cel de intrare, eu zic că trebuie totul semnalizat. Păi și de ce numai aici? De ce în celelalte intersecții cu sens giratoriu? Aici cine dă prioritate dacă ăla vrea să intre în oraș? Aceeași regulă este, regulă de sens giratoriu. Deci pentru că este montat indicatorul de sens giratoriu, da? Cei care circulă dacă în sens... Dacă nu ar fi fost montat, ar fi fost invers prioritatea. Sigur, dacă nu, ar fi fost sensul, dacă nu ar fi fost montat indicatorul de sens giratoriu... Normal, atunci când faci stânga, dai prioritate celui care vine din față. Sigur că dar nu e cazul aici, pentru că tu ești deja... Băgat în sens și atunci cel care vin dinspre Hunedoara, putem pune, că nu e fel de problemă. Bineînțeles, ei în situația respectivă, fiindcă ăsta a intrat, exact, trebuie să dea prioritate ăsta de aici. Pentru că ăsta care a venit dinspre Deva este deja intrat în sens.
Dar eu la semnalizări, eu tot aici vreau să insist. Într-o astfel de situație, lumea zice, da, domnule, pe aici se semnalizează. Păi tot sunt giratoriu. Tot cu viraj pe stânga. Înțelegeți? Eu asta vreau să pun. Știți ce am observat aici, dacă toți sunteți acolo? Cei care, lasă puțin. Cei care vin dinspre oraș de data asta, dinspre Hunedoara. De aici? Da. Nu, din partea cealaltă. A, de aici, din centru, da, da. Și da. Vor să o ia către Deva. Am observat de foarte multe ori că nu dau prioritate celor care vin dinspre gară, cum ar veni. Da, și aici practic este o... Deci ei vin și se bagă și merg înainte. O intersecție unde se virează la dreapta, dar am văzut pe faptul dar că vin... nimeni nu dă prioritate celor care vin din stânga. Da, am văzut și eu. Intră la limită sau intră... Recedează, dar ai semnul de... Ai semnul de sens giratoriu, da, este și cedează trecerea pus acolo. Da, sigur, nu prea știu nimeni, acolo toți merg ca foarte mulți intră foarte tare în intersecția respectivă, mizând pe faptul că cel care vine de aici, de pe centura orașului, are nevoie de reducerea vitezei, pentru că este totuși un viraj un picuț mai pronunțat. Nu, de puține ori mi s-a întâmplat să... Da, ei profită și taie pe aici foarte tare. Am văzut și eu situația asta, într-adevăr. Li se pare că e drum drept. Exact, zicând totuși că drumul lor e drept și au timp să, dar le taie de foarte multe ori calea celor care, într-adevăr... Nu cred că de aia. Pur și simplu, văd drept și să duc. Sau, da, este o situație des întâlnită, să știți. Pentru că când vezi drumul, întotdeauna cred că șoferul, dacă vede un drum mai drept, are tendința asta. Păi ăsta e drumul meu principal. Exact. Exact și se asigură, într-adevăr, din ce am văzut eu, dar foarte, foarte puțin sunt cei care dau prioritate. Acum, sper să mai... Nu știu, și prin argumentele pe care le-am adus, sper ca totuși să înțeleagă lumea că este totuși important să semnalizăm sensul giratoriu atunci când virăm spre stânga. Deci am dat două exemple care zic că ne fac să înțelegem și mai bine această necesitate și sper să nu ne, sau să nu mă înjur la foarte tare spre ce vine ăsta cu regulile. Eu zic că totuși deci, interpretarea este corectă. Deci, practic, în orice sens giratoriu să semnalizăm spre stânga. Atunci când virăm stânga, mai puțin prima când mergem la dreapta. Da, e normal, aia trebuie semnalizată dreapta. Eu așa spun. Este interesant și mai ales că sunt în țară și nu numai peste tot, foarte multe intersecțiile astea în Y. Exact. Sub formă de Y și lumea atunci stă, și atunci, mai ales dacă nu e semnalizat, e ceață. Exact. Și atunci porțiunea aceea din Y, deci un sfert de sens giratoriu, eu zic că totuși trebuie semnalizat atunci când mergem la stânga și eu zic că e un argument foarte clar în favoarea semnalizării. Da. Mergem pe... Mulțumim tare mult! Și eu vă mulțumesc! Ne revedem pe canalul nostru de YouTube și pe pagina de Facebook Cea mai bună dimineață cu cele mai bune explicații din peisajul rutier a României.